Quiero más perder. Y si no. Rezlor. Slăvit să fie Domnul. God is good all the time. Și Domnul este bun întotdeauna. Very happy you give the chance to share the word of God here. Și mă bucur să pot să împărtășesc cuvântul Domnului aici. And already we are listening the word of God, and I believe that you are blessed through this, with that message. Și deja am ascultat un mesaj și credem că am fost binecuvântați prin acest mesaj. And I try and not give a long message today, just a very short. Și mesajul meu nu va fi lung astăzi, ci va fi scurt. And before I start my message, I ask one question. Dar înainte de a începe mesajul, vreau să vă pun o întrebare. When you have a very short time in your life, what can you do? Dacă ai ști că ai un timp foarte scurt în viața ta, oare ce ai face? I know you have an answer, but I think you didn't have a desire to give to me, so no problem. Știu că avem fiecare răspunsul, dar dacă nu dorim să dăruim acum, nicio problemă. Through this message, I try to give a calculation. Dar voi căuta prin acest mesaj să vă fac un pic un calcul. How many years and how many minutes you have on earth? Câți ani și câte minute avem noi pe pământ? Brother, he already preached about need to prepare for ourselves in heaven. Și am ascultat mesaj la fratele Bogdan care ne spunea cât de frumos să ne pregătim pentru întâlnirea cu cerul. God continually bless him and his family and his ministry and church. Domnul să continue să-l binecuvânteze pe fratele Bogdan, familia lui și lucrarea care o face, biserica de unde face parte. Okay, today message, I have the topic. Și titlul mesajului de astăzi. Life on earth is very short. Viața pe pământ este foarte scurtă. My age 67, I'm 80, 20. Pastor Raj, you're talking about very short. Ah, și poate spui, oh, Pastor Raj, eu sunt 67, eu sunt de 80, altul are 20. Cum îmi spui că viața este scurtă? I try to give a proof through the word of God, but how much short you have. Dar prin ce vorbesc, vreau să vă dau dovadă prin cuvântul lui Dumnezeu. Cât de scurt este I'm viața. Not discouraged for all of you, I'm encouraging you now. Nu fac lucrul acesta să vă descurajez, ci să vă încurajez. Okay, we go fastly to read in the 2 Peter chapter 3 and verse 8, fast and read, learn and quick to understand. Și vom merge rapid să citim de la 2 Petru, capitolul a doua Petru 3 și cu 8 și rapid citim și să căutăm să și înțelegem. Amin. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. But, beloved, do not forget this one thing. That with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Now, you know, when I first time when I read for this scripture, I am trying to make a calculation. Și când am citit prima dată acest verset, am căutat să fac un calcul. And I hope so you are also to understand this calculation. Și eu cred. And then after that, you have a chance to think about yourself. Și cred că vrem și noi să vedem calculul ăsta care l-au făcut și după aceea să medităm, să ne gândim un pic. And I know that the sister Sandra, sister Lucrea and other sisters and brother, they are right on their my messages always. Și știu că sora Sandra, sora Lucreția și alți frați scriu mesajele acolo. And this is very blessed message for all of you and encouraging for yourself. Și cu adevărat acest e un mesaj binecuvântat și va fi o încurajare pentru toți. With the Lord, 1,000 years are like a day. Deci pentru Domnul, 1000 de ani sunt ca o zi. Now, come on the math. We have the math class today. Și acum avem ca o clasă de matematică astăzi. And we learned some math and formulas. The Bible. Și vom încerca să învățăm o formulă de matematică din Biblie astăzi.
do the math. Deci când facem matematica? Abraham was born on Monday. For deci, example, okay. Deci dăm un exemplu și apoi va veni cu explicația. Deci Avram, ca și cum Avram a fost născut luni. And King David was born on Thursday. Ca și cum împăratul David a fost născut marți. Jesus Christ was born on Wednesday. Și Domnul Iisus Hristos a fost născut miercurea. The middle age finished by yesterday. Și viața de mijloc s-a sfârșit cam ca ieri. And our generation will have passed before the morning in over. Și generația noastră va trece până când se va sfârși dimineața. Another 30 generation will have passed by tomorrow morning. Și alte 30 de generații vor trece până dimineață. But God's call, 70 years pass by every 10 minutes. Și prin în scara lui Dumnezeu, sau după calculul acesta, 70 de ani sunt ca 100 de minute. So imagine a person who does not believe in or obey God. Sau cum să ne imaginăm o persoană care nu crede în Dumnezeu sau nu vrea să asculte ce zice. He is making his mark in the world. El caută să-și facă o remarcă aici pe pământ, să facă ceva pe pământ. But God looked down and says. Dar Dumnezeu de sus de în cer se uită jos pe pământ și spune. Book of James chapter 4 and verse 14 says. În cartea lui Iacov capitolul 4 și versetul 14 spune. Și nu știți. This is the, you know, when we are talking about the math and many children they run for the math, they not interested to learn calculation. And this is the simple calculation I try to make. Și mulți copii când aud de matematică nu le place, nu sunt interesați să asculte, să facă calcule. Și acum acesta este un calcul care vrem să ne-l facem fiecare. Sau ne mergem la Iacov, capitolul 4 și versetul 14 și spune: și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. He will be gone in 90 minutes. Deci, ce zice Dumnezeu? Ne întoarcem înapoi. Ce zice Dumnezeu despre omul care nu-l interesează de Dumnezeu și nu vrea să asculte? Deci, el va pleca 90 de minute de pe pământ. And God says, what is your life? Și Dumnezeu te întreabă, ce este viața ta? You are a mist that appears for a little while and then vanish. Deci, tu ești aici pe pământ doar pentru puțină vreme și apoi te va evapora. He gives a comparison with. Și vedem comparația care ni s-a dat. When we got just about state of the world. Și când noi ne gândim la acest cuvânt, let's remember that to the Almighty. Să ne aducem aminte totdeauna că pentru atotputernicul Dumnezeu, the whole of human history is very short. Toată istoria omenirii este foarte scurtă. So when the king of earth take their stand, engage the Lord and engage His anointed one. Când împărații pământului vin împotriva lui Dumnezeu sau împotriva unsului. The book of Psalm chapter 2 verse 2 and 4. Așa cum scrie la cartea psalmilor capitolul 2 și versetul 2 și 4. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva unsului și împotriva unsului sau să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate joc de ei. The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul.
Now just to give you focus verse 2 and 4. Sau să ne concentrăm un pic atenția la versetul 2 și la 4. He not worry about his enemy. El nu se îngrijorează de vrăjmașii lui. So you does not need to worry about them. Și nici noi nu trebuie să ne îngrijorăm de vrăjmașii noștri. Discard the roof of our self importance. Pentru de să tăiem rădăcina aceasta care ne face pe noi să credem că suntem așa de importanți. You know, sometimes we are caring for the tree, for God, for here and there, but again and again they come back. But when you cut the root, that they don't have a chance to come back again, the problems or again the tree come back. Și vedem că mulți oameni taie câte un copac, deci taie la tulpină acolo și de la rădăcină mai vine ceva înapoi acolo. Vedem că crește după ceva timp. Dar când tăiem de la rădăcină, atunci acesta nu mai are șansă să vină. Să o scoatem din rădăcină. Your life on earth is very short. Sau viața noastră pe pământ este foarte scurtă. So what really matters? Și ce este de fapt important pentru noi? I think that what matter is your education. Crezi că oare ce contează înainte de Dumnezeu este educația ta? Your career. Cariera ta. Your opportunities. Oportunitățile tale. Your investments. Investițiile care le faci. Your health. Sănătatea ta. Your travel. Locurile pe unde ai călătorit. And your quality of life. Sau calitatea ta de viață. But as God is considered. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, all of us will be in his presence in less than 90 minutes. Fiecare dintre noi vom fi în prezența lui în mai puțin de 90 de minute. 90 minutes, you calculate how many days? Și 90 de minute, câte zile? One day, 24 hours. O zi, 24 de ore? Or less. Nici o zi nu e, mai puțin. 90 minutes. 90 de minute. Once you see that, și atunci când vedem lucrurile acestea, we will have a very different idea of that matters. Atunci vom avea o diferită idee a lucrurilor care cu adevărat contează în viața pe pământ. Psalm 90 verse 2. Psalmul 90 și versetul 12. Okay, 90 și versetul 90 verse 12. Psalmul 90 și versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. So teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Amen. Slăviți să fie Domnul. How we are calculate our days? Our birthday. Și cum calculăm noi? 50, 60, 70, 80, now I'm 100 years old. Yeah. Cum calculăm noi zilele noastre pe pământ? După ziua de naștere. Am 10, 20, 100, atâtea ani pe pământ. But the man of God is the king of David, he said, teach me. Dar vedem pe omul lui Dumnezeu, împăratul David, a zis, învață-mă să-mi număr bine. And I believe this message really he teach you. Și eu cred că acest mesaj cu adevărat ne învață. And ask God to give you the wisdom to see what really matters. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să vedem cu adevărat ce contează pentru viața noastră pe pământ. What we do in 90 minutes. Ce putem noi să facem important în 90 de minute? That means this is not a short, this is a very short. Deci nu este scurt, este foarte scurt. And in this very short time we try to do everything. Și în acest timp foarte scurt ne căutăm să le facem toate lucrurile. Grow up quickly, but married, children, grandchildren, grandchildren. Să creștem rapid, să ne căsătorim, să avem copii, să avem nepoți, strănepoți.
This is the style of God, he how he calculate our days. Dar, and the day which you pray in front of the Lord, he teach you. Stilul de, sau felul de cum calculează sau cum vede Dumnezeu lucru și vedem pe David când realizează, zice, învață-mă, Doamne, să număr bine zilele. And it's 90 days in our life and we people, they have a pride. They are a, they not repent. They are, they say, oh, I'm a very rich man, but nobody knows the 90 minutes is gone, quick. Și aceste 90 de minute sau viața noastră pe pământ, care reprezintă ca și cum ar fi 90 de minute, unii sunt plini de mândrie, unii sunt fel de fac fel de fel de lucruri și nu știu cât de ușor trece viața, cât de rapid trece viața. In 90 minutes we need to love for each other, care for each other, pray for each other, encourage for each other. În aceste 90 de minute să ne rugăm unii pentru alții, să ne pesim de alții, să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții. Not a hours. The minutes. Deci nu ore, în punctul de vedere al Dumnezeu, ci minute. We need to decide it in 90, after 90 minutes, what's wrong with them or where will we go. Și noi trebuie să decidem ca ce se va petrece cu noi după 90 de minute, după ce viața noastră pe pământ se va sfârși. You have a time. Acum este timpul nostru. I'm closed the Bible, but now I have one desire. I have a desire to internally to read one scripture. Și o închis deja Biblia, dar are dorința să citească încă un verset. And the brother, he said, he preached one message already. Și just I add on the scripture. Fratele Bogdan a predicat deja, dar vrea să mai adaug un verset. Can you please, if you can remember the scripture? Where brother read? 1 Thessalonians, I believe. Yes. Ok, deci ne-a citit fratele Bogdan de la 1 Thessalonicieni 4, 15 la 18, 1 Thessalonians 4, 15 to 18. Ok. 14, just read it 14. Ok, să vom reciti doar 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Aleluia! For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. Aleluia! And through our weeks, through our eyes, physical way, we see Him how many days He is in the throne. But we, when we calculate for the style of God. Deci prin mentalitatea noastră, deci fizic, calculăm cât timp a stat El în mormânt. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, the result in the front of our eyes. Deci în fața ochilor noștri. 90 minutes is gone, again he come back. 90 de minute au trecut, din nou a revenit. And now he sits in heaven and he waits for us. Și el s-a dus acolo să fie în cerul și ne așteaptă și pe noi. In the 90 minutes he done his work on earth. Deci în 90 de minute el și-a completat lucrarea pe pământ. He fulfilled plan of his father on earth. Și-a împlinit planul care l-a avut tatăl pentru el pe pământ. And what we need to do on earth. Ce trebuie să facem noi pe pământ? They are angry with people, fight with the people, lie with the people, jealous with the people. Ne certăm cu oamenii, mințim, suntem geloși, urâm. Abusing what they speak against each other. Scoatem cuvinte acuzatoare unii împotriva altora. 90 minutes they are not decided, I love others. Și în acest scurt timp, pe pământ, 90 de minute, nu decidem să ne iubim, să iubim pe alții. My friends, we need to, you have a chance for today, the last chance for your life. I don't know for what is the next thing with you. You have a chance to repent to the Lord. Prietene dragă, este șansa ta acum. Nu știm ziua de mâine ce aduci, dar asta este șansa ta să vii cu căință înaintea Tatălui, înaintea Domnului. Come to Christ. Întoarce-te la Hristos, vino la Hristos. Repent. Vino cu căință. If you feel jealous, repent.
Dacă ești simți o gelozie care te atacă, căiește-te de lucrul acesta. Smoked, repent. Dacă fumezi, căiește-te, pocăiește-te de lucrul acesta. He is ready to teach you how to count your day. Pentru că El este gata să te învețe cum să se numeri zilele. Your backslider, come back to Jesus Christ. Dacă ai alunecat pe cale, întoarce-te din nou la Iisus Hristos. You cheat your husband, you cheat your wife. Today you have a time to repent. Dacă ți-ai înșelat soțul, ți-ai înșelat soție, astăzi este ziua ta să te vii cu căință, să te întorci. If you are searching peace on this earth, you have a chance to come to Christ. Și dacă ești o persoană care nu ai pace și cauți pace pe pământ, vino la Hristos. You have to really repent, today you have a chance. Dacă ai această dorință, astăzi este șansa ta. You are a homosexual, you have to repent. Dacă poate ești homosexual sau pentru femei, deci este ziua să te întorci tu la el. But if you are working in porn videos as actors, you have a chance to repent. Sau poate lucrezi cumva cu niște video pornografice sau acționezi pe acolo, este șansa ta să te întorci la el. If you miscarriage by mistake and you cry, today you have a chance to repent in front of the Lord. Și poate că a fost situație în care poate ai avortat copilul și plângi acolo. Este ziua ta să te întorci la Domnul. Jesus Christ is ready to help you. Iisus Hristos este gata să te ajute. And I have a heart for prayer for my friend. Și am în inima mea să mă rog pentru voi. Heavenly Father. Tată Ceresc. You give us a 90 minute on earth, we work for your kingdom. În acest timp foarte scurt, pe pământ, 90 de minute care ne-ai dat, Doamne, ne-ai dat șansa să lucrăm pentru părăția Ta. That means you give us a valuable time. Ceea ce înseamnă că Tu ne-ai dat un timp prețios, Doamne. And you help us to understand this valuable time. Și ajută-ne, Doamne, să înțelegem, Doamne, timpul cât de prețios este. And we are using for as you will. Și ajută-ne să-L folosim după voia Ta, Doamne. Lord, you bless each and everyone that are watching us, the different parts of the world and the church. Și te rugăm, Doamne, să binecuvântezi pe toți cei care ne urmăriți de diferite părți ale lumii, Doamne, și biserica noastră. Thank you, Almighty God, you are hearing our prayer in Jesus' precious name we pray. Și îți mulțumim a tot puternicule Dumnezeu că și ne-a ascultat rugăciunea. Și în numele prețios al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin. God bless you and I hope so you are enjoying this message and always to remember your 19 minutes you have on earth. Și Doamne să ne binecuvânteze și sperăm că ne-am bucurat de acest mesaj și să nu uităm viața noastră ca și 90 de minute pe pământ. And I try my best to be the example to give to you and help you to easily you understand. Și-o căutat prin exemple, deci după Biblie să ne ajute ca să înțelegem cât de prețioasă este viața noastră pe pământ. And read your Bible, meditate the Word of God, implement the Word of God, and remember us in your personal prayer, and especially pray for tomorrow morning. God help us, because there is so much humility here. And not easy to people with the small children, they are sitting inside in the church with a fan. God, give us the strength and power for all of us, and thank you so much. Și cu aceste cuvinte închei, citim scripturile, medităm asupra lor, le trăim, le împlinim, continuăm să ne rugăm pentru pastorul oraș, pentru familia lui, pentru lucrarea de acolo locală, ne rugăm pentru ziua de mâine, deci este foarte cald, este umiditate la maxim acolo și este greu pentru cei care vin la biserică, mame, copii, bătrâni, deci nu au aer, nu este aer condiționat, nu au condiții de aer condiționat, numai un ventilator și este foarte greu. Domnul să le dea putere și tărie și zic eu, Domnul să deschidă uși de binecuvântare și în direcția aceasta peste ei. Amin. Amin. God bless you, Pastor Raj. Amen. Domnul să vă binecuvânteze, frate Raj. Amen. Binecuvânteze, frate Vasile. Amin. Amin. Frate Raj.